Bun găsit la Ibani. Sunt numeroase studii care arată că banul este mărul discordiei în familie. De ce se întâmplă asta și ce putem să facem ca să, ajunge, să nu ajungem să ne certăm de la bani? Aflăm de la invitatul meu de astăzi, Adriana Soltanie. Bună ziua, Adrian! Bună, bună, mulțumesc frumos! Chiar am văzut un studiu recent, BCR, care arăta că 78% dintre români spun că se ceartă cel mai des în casă, în familie, în cuplu, de la bani. Uh -huh. De ce se întâmplă lucrul acesta? Sunt mai multe motive. În primul rând că luăm decizii financiare în fiecare zi, de la ce mâncăm la prânz, unde ieșim diseară, ce casă ne luăm, ce job ne luăm, unde băgăm copiii la o grădință sau la o școală. Deci în fiecare zi avem de luat niște decizii financiare. Și evident când sunt doi parteneri care au viziuni diferite, valori diferite, perspective, vicii diferite, că și pe acolo e un punct sensibil, pot apărea discuții foarte des. Mai este o, un element pe care eu mi-aș dori să-l rezolvăm și se poate rezolva foarte repede, o greșeală pe care am făcut-o și eu la mine în familie an de zile, și anume discuția despre bani între parteneri la finalul lunii. Acolo este o mare problemă, de ce? Pentru că discutăm. S-au despre... dus deja banii. Exact, banii s-au dus, nu mai ai ce să mai faci, nu poți decât să împarți, reproșuri vină din cauza ta, nu mai avem. Sau, da, ne luăm cheltuielile la, la socotit, să zic așa. Și soluția este extrem de simplă. Discutăm în cuplu despre bani la începutul lunii sau în ziua în care ne-au intrat salariile. Pentru că atunci atmosfera e mai liniștită, stresul este mai, mai jos și avem ce să împărțim, putem să decidem ce facem cu banii noștri în luna respectivă. Deci ce discutăm? Iată ce venituri avem. Ce venituri ne-au intrat, Iată pentru că sunt el și cupluri avem? în care partenerii nu știu ce venituri are celălalt partener. Nu știu, eu mă întâlnesc foarte des la sesiuni de consultanță de cupluri în care află de față cu mine ce salariu are, că a primit un bonus a cu vreo două luni de zile, că i-a mărit un pic salariu sau că i s-a scăzut un pic salariu. -a deci a sunt foarte oameni. multe. Da, asta e o zonă foarte delicată, așa de, de, lipsă de transparență. Eu îi spun infidelitate financiară, pentru că lucrurile astea trebuie cunoscute și de aia e bine să discutăm despre bani când ne-a intrat salariul, Astea sunt resursele pe care le avem. Evident că sunt limitate, deci trebuie să luăm niște decizii, trebuie să prioritizăm niște lucruri și, în momentul ăla, ambii parteneri se vor simți implicați. O altă frustrare în cuplu de unde vine? Din sentimentul că celălalt face de capul lui și nu te întreabă. Da? și a cheltuit resursele sau le-a investit sau le-a pierdut, sau ce a făcut, fără să te întrebe. Și atunci, asta vine suplimentar ca un nivel de frustrare când nu ești implicat în, în situația financiară a cuplului. Bine, dar pare simplu când e vorba de un cuplu căsătorit care împarte veniturile bă, în mod egal, se gândesc la cheltuielile casei okay. și, în fine, lucrurile sunt destul de uh, line. Okay. E mai complicat când vorbim de cupluri care nu sunt căsătorite, cupluri la început de drum, cupluri care nu împart, nu. Veni, nu uh, Adaugă veniturile. Păi și eu le partea. recomand tuturor, înainte de un pas important în relația lor, că se mută împreună, chiar și dacă nu sunt, da, căsătoria, evident, e un pas foarte important. Un copil sau lucruri de genul ăsta. Deci, un pas important în relația celor doi parteneri, cam șase luni de zile înainte ar trebui să-și facă un buget împreună. Adică să vadă foarte clar amândoi, și din partea cealaltă, și da, reciproc, să vadă ce bani urmează să le intre în casă, să vadă cum își câștigă veniturile partenerul de cuplu. Ce se întâmplă? De multe ori în perioada de îndrăgosteală este și multă vrăjeală, da? Deci este multă Încercăm să, dăm, să arătăm doar partea cea mai bună, suntem în forma noastră cea mai, cea mai prezentabilă, să zic așa. Ieșim la cel mai frumos restaurant, banii nu cei sunt mai generos, Cei mai generoși, cei mai drăguși, cei mai... Da, deci suntem în, în, varianta noastră perfectă, ideală. De aceea ajungem și cei care sunt căsătoriți, cred că rezonează cu mine la chestia asta, ajungi după niște ani să zici, dar nu mai ești ca la început. Păi normal că nu mai sunt ca la început, că la început eram în varianta mea James Bond, nu eram în varianta mea de... Da? Și atunci, ca să vezi, să zic așa, două straturi mai în profunzime cu cine te bagi în casă, ajută foarte mult să-ți faci bugetul împreună. Și atunci vezi și cum își câștigă persoana respectivă banii. Aici sunt niște tipare comportamentale. Sunt oameni care câștigă banii ca într-un roller coaster financiar. Adică au o perioadă când câștigă mulți bani, după aceea mai puțin, mai mult, mai puțin. E, trebuie să știi că urmează să te urci și tu într-o astfel de trăsură. Da? Urmează să, să ai călătoria asta cu perioade... În general, trebuie să aveți grijă aici că s-ar putea să fie oameni foarte impulsivi sau oameni care sunt mai degrabă pe modul de ciupeală, combinații, scheme, ponturi, care și... uneori ies, au bani, alteori nu ies. Și atunci e o perioadă... Să te aștepți și la vremuri grele. să te aștepți la vremuri delicate, da? Uh, cum își câștigă o persoană banii spune foarte multe despre, de, în profunzime despre personalitatea respectivă. După aceea, evident, ne uităm și cum își cheltuie persoana respectivă banii care sunt prioritățile, ce face primul lucru? Când, când intră banii, ce face? Pune deoparte, plătește rata la casă, da, își face toate poftele, plăcerile. Uh, contează foarte mult ordinea asta de priorități. O să identifici mai, mai atent puțin poate viciile. Asta e o provocare cu care eu mă întâlnesc din ce în ce mai des. Pariuri de noroc, pariuri jocuri de noroc, uh, zona de cripto făcută după ureche, din ce ți-a povestit colegul, prietenul, uh, vecinul la o cafea. Uh, de foarte multe ori se întâmplă, se întâmplă misterul ăsta, așa, să nu știi ce se întâmplă financiar. Bun, dar dacă vorbim despre organizarea bugetului și discuția asta despre cât mm -hmm. câștigăm, pe ce cheltuim, lucrurile par destul de simple. Okay. Un pic mai complicat dacă vorbim despre bagaje, nu? De exemplu, am văzut multe situații când cineva intră într-o relație cu un apartament cumpărat de dinainte și un credit făcut mm -hmm. de dinainte. Și ajung la discuția ce se întâmplă dacă ne despărțim, cu rămâne apartamentul, am plătit și eu rate. Ce facem aici? Cum discutăm despre subiectul acesta? Destul de sensibil. <laughs> Întotdeauna în cuplu e importantă comunicarea, cu atât mai importantă pe zona asta financiară, pentru că Evident, toată lumea, mai ales într-un context ce vorbeam și înainte de emisiune, este când te căsătorești cu cineva sau când intri într-o relație cu cineva, nu intri doar cu persoana respectivă, intri de fapt în relație și cu părinții lui, și cu frații, și de multe ori cu colegii de pe la serviciu, care, evident, fiecare din experiențele lui începe să-l învețe. Apropo de ai grijă ce să faci, să nu te păcălești, să nu rămâi fără apartament, să nu te fure, să nu te. Da? Chiar dacă relația merge și bine, chiar dacă relația merge bine dar așa. sunt permanent și e foarte ușor de plantat o semânță din asta de Aoleu, dar acum ar trebui să mă protejez de cine? De persoana cu care dormi în casă, de persoana cu care îți vezi o viață în față, cu care faci copii, cu care vrei să construiești ceva pe termen lung. Și aceea comunicarea e foarte importantă, e efectiv transparent. Bun, asta e situația, asta e apartamentul, asta e creditul. Cum decidem să facem împreună mai departe? Îl plătesc doar eu sau îl plătim împreună și acum suntem împreună? dacă ai e, și tu niște contribuții și, Doamne ferește, se întâmplă să ajungem la un divorț, recunoaștem contribuția fiecăruia și cui rămâne apartamentul, trebuie discutat transparent despre resursele astea e, care nu sunt doar financiare, sunt și emoționale. Oamenii se atașează de, de obiectele astea. Și ce îi sfătuiești pe oameni să facă? Dacă au un apartament luat de dinainte, să își plătească singur raterea, să încât să nu există nu, vreun părerea mea este înferiu. că în momentul în care ești în cuplu, ești în cuplu. Dacă nu, mai bine stai singurel. Da? Pentru că este... Cum ar veni o relație? Și întâlnesc chestia asta în care um, e fiecare cu banii lui, separat, pune câte un pic în casă, dar în general nu e multă transparență pe acolo. E ca și când ești într-un SRL mai degrabă decât să fii într-o relație profundă. Dacă nu, cum ar veni să vrei, într-un fel, să-ți împarți viața și viitorul cu o persoană mai puțin o garsonieră. Adică nu, nu se potrivește necuația asta din niciun fel. De aceea trebuie discutat de la caz la caz. Asta e situația, le punem la comun că suntem și construim o viață împreună. Cu Contribuția este recunoscută, faptul că tu ai făcut achiziția acum 3 ani de zile și ai contribuit și mai departe, vom, vom contribui împreună sau alegem, alegem de bună credință că vei continua în continuare și apartamentul tău, dar acolo încep să apară niște fisuri în relație, da, fisuri de înțelege genul, ok, bun, tu ai apartamentul ăla și eu ce fac? Rămân pe drumuri sau cum? Mă apuc și eu să-mi cumpăr un apartament să fie al meu? Adică dinamica asta începe să se, să se rupă puțin. De aceea eu zic, le punem împreună, este casa noastră, este apartamentul nostru, cumpărat de mine și contribuit de mine cu banii ăștia dacă se întâmplă să, să se rupă relația, fiecare o să-și ce se compensează sau se, se rezolvă cumva financiar. Asta în momentul în care există înțelegere, dar dacă se ajunge la un divorț și persoana demonstrează că a plătit, are și. Are ea, dreptul să. Dacă persoana care a contribuit financiar la acel activ, are evident că are dreptul la o compensație, mi se pare firesc. Cu dovezi. Cu dovezi, normal, da. Nu Absolut. merge așa că în eram și eu prin casă și oricum am plătit. Nu, și dar în ziua de astăzi e ușor de dovedit. Transferurile bancare, extrasele de cont, adică ai, ai elemente de a-ți urmări plățile astea. Am văzut și persoane care nu sunt într-o căsătorie, pur și simplu e un cuplu și se gândesc să cumpere un apartament împreună. Cineva are mai mulți bani, cineva mai puțin, cineva are salariu mai mare. Ce îi sfătuiești pe oamenii care sunt în situația asta? Părerea mea personală, nu recomand niciodată unor, unui cuplu să cumpere proprietăți cu credit eventual dacă nu sunt căsătoriți împreună. E foarte amuzant când mă întâlnesc la cursuri cu oameni care zic noi nu ne-am căsătorit că nu ne ținem împreună o hârtie. Și vreți să vedeți cum e să vă țină împreună o hârtie 30 de ani, respectiv, la, la scade în da, contractul și scade în la bancă, da? Adică alegerea asta este foarte, foarte delicată. De ce? Pe de o parte, o să observați în, în situații de genul ăsta că unul are resurse mai, mai mari. Ori îl ajută părinții mai mult, ori a fost chipzuit și a are un avans mai consistent. Și atunci apar situații complicate în care eu am niște economii, am strâns avansul, dar tu ai salariul mai mare și faci creditul, sau tu vii cu mobila, eu vin cu creditul și eu fac ratele. Uh, complicat, complicat, complicat. Adică, iarăși e un pas în care pui căruța înaintea cailor, da? în care recomandarea mea este, întâi facem uh, comunia civilă, care are rolul ei pentru activele familiei, pentru activul uh, cuplului. Căsătoria și ce, acel certificat are, un, are un, uh, un element de protecție pentru ambii parteneri. Pentru mai că departe, te pune să precizezi exact, acolo ce exact, faci cu bunul. Exact. Nu? Pentru că, al minter apare o situație complicată. În România, de exemplu, sunt peste 34% divorțuri dintre căsătorii. Probabil că rata de despărțiri la cei care nu sunt căsătoriți este și mai mare. Da? Și atunci se trezește în situația delicată în care mobil aia ta, de eu am dat avansul, stai puțin așa să împărțim, fără să ai vreo posibilitate în mod legal la un notar sau la un judecător sau ceva, să, ai, să faci procesul ăsta mai, mai blând. De aceea eu zic, faceți pașii în ordinea corectă, că e spre binele vostru pe termen lung. Și atunci, care e ordinea corectă? Ordinea este corectă este căsătoria da? și după aceea cumpărarea de active împreună. Și atunci când te căsătorești să optezi pentru împărțirea egală a exact. bunurilor. Exact. Chiar și, și ce ai de dinainte de căsătorie, ce se întâmplă? Rămâne al tău? Dacă ai de dinainte în căsătorie și conform legii, este proprietatea celui care a deținut bunul înainte. Și de datoria. Aceea, de aceea, și datorile, da? De aceea nu devin bun comun proprietățile pe care le-ai cumpărat înainte sau moștenirile de la părinți sau donațiile. Nu sunt bunuri comune, sunt doar ale persoanei respective. Și atunci când ești căsătorit, cumperi un apartament, faci un credit, totul se împarte egal. Totul se împarte cazul împreună. În care... Totul se împarte împreună, indiferent de, de diferența de venituri. Pentru că există și cupluri în care una din unul dintre parteneri câștigă mai mult decât celălalt. Acolo trebuie să fie efectiv un, un tot. Adică, ăștia s banii și dacă știi de la început că ai intrat în această ecuație, pe de-o parte, sunt câteva lucruri. Odată, știai de la început că intri într-o astfel de situație, numărul 1. Numărul 2, de-a lungul evoluției voastre, de-a lungul relației. Situația se poate inversa și eu am întâlnit de multe ori situația asta. Unul dintre ei era antreprenor, a avut o perioadă bună, a mers firma, da, o grămadă de bani uh, și lucrurile s-au schimbat după aceea. Da? Firma a intrat în insolvență sau în faliment, uh, veniturile au scăzut foarte, foarte mult. Deci, întotdeauna roata se poate întoarce și când suntem împreună și o pornim împreună pe, pe drumul ăsta, trebuie să, le, trebuie să mergem împreună acolo. Dar, discuția în sine e una destul de delicată, neplăcută. Cum le recomand oamenilor să înceapă acest subiect? Păi, de aia spuneam că înainte de un pas important în relație, că atunci e și o ocazie, ok, ne mutăm împreună și cum facem cu. Va trebui cumva să abordați subiectele astea, da? Și cine plătește mâncarea, și cine plătește utilitățile, cine plătește gazul. Adică e o oportunitate acolo. Hai să vedem dacă suntem pregătiți, hai să vedem ce, pe ce bani ne bazăm. Și ăla este momentul care ajută foarte mult conversația asta. După aceea, pentru cei care sunt deja căsătoriți, momentul ăla de a discuta despre bani la începutul lunii, iarăși e foarte important. Un alt moment important de a discuta este, ceea ce le recomand eu tuturor, este odată pe an să-și organizeze actele. Acte ce înseamnă? Acte de identitate, de studii, de proprietate, credite, datorii, pensie, pilonul 1, pilonul 3, toate lucrurile astea, da? Dacă ai vreo firmă, care e situația firmei? Deci zona asta de organizarea actelor, care iarăși este o ocazie bună, cel puțin o dată pe an, să-ți înțelegi situația financiară. Am întâlnit, de exemplu, divorțuri în care unul dintre parteneri a rămas pe drumuri complet. De ce? A aflat prea târziu că toate apartamentele erau pe numele părinților, a verișorilor, a șoferului, pe numele firmei și așa mai departe. Deci lucruri cu care o persoana respectivă a stat ani de zile în casă, fără să știe sau măcar să se gândească, să se intereseze, a cui e casa asta, a cui e mașina asta. Mașinile erau pe leasing, în erau pe proprietatea al Efectiv, te trezești după o relație cu unul, doi copii după tine, te trezești pe drumuri, efectiv. Organizarea documentelor înseamnă, de fapt, organizarea banilor, plus un pretext foarte bun de a discuta cum stăm, ce datorii avem, ce investiții avem, pe unde sunt băgați bani și așa mai departe. Și că spuneai că hai să vorbim despre apartament, că o să-ți recunosc și ție faptul că ai plătit, nu știu ce rate, uh -huh. aici o conversație și atât? Sau recomanzi și să facă un act, nu știu, la notar? Există așa ceva? În principiu, dacă ai dovezile plăților, da, ar trebui să fie suficient. Actele la notar sau contracte gen, cum auzim noi prin filme, contracte prenupțiale sau lucruri de genul ăsta, sunt și la noi? Sunt, sunt, sunt mai rar. În general, se recomandă între parteneri de cuplu care au diferențe foarte mari de avere. Da? Nu știu, unul are milioane de euro și celălalt nu are mare lucru. Pentru că, iarăși, ne întoarcem la, la ce am zis la început, nu intri în căsătorie doar cu persoana din fața ta. Da? Și intri în căsătorie și cu neamurile, care de multe ori sunt uh, foarte speciale, da? Sau cel puțin un. În fiecare familie există un, un nebun, să zic așa. Da? Uh, și s-ar putea ca partenerul să fie absolut ok, dar să fie într-un mediu sau să provină dintr-un context delicat. Și atunci este absolut firesc la o astfel de un dezechilibru de venituri sau de situație financiară uh, să, să te protejezi. Să te protejezi în același timp să fii și deschis cu. La o diferență până. foarte mare, da? Deci la o diferență de, foarte mare trebuie avută și această discuție. Pentru că pot apărea implicații. Venituri foarte mari înseamnă active multe, înseamnă firme, înseamnă destinul unor oameni, adică nu te poți juca aici cu lasă că vedem noi, o să ne înțelegem bine și, și vedem cum este. Da? Deci implicațiile, dacă se strică căruța, mult, foarte mult și vor avea de suferit. Și din momentul ăsta trebuie să, trebuie să luăm în calcul. Mulțumesc mult Adrian pentru sfaturi. Cu drag. Ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere.